Astăzi vorbim despre un subiect nou. Tot am primit întrebări în ultima perioadă legate de PPF, ce reprezintă, și avem alături de noi un expert pe partea de PPF, mai puțin care expert. Are ceva sute de mașini aplicate și o să încerce astăzi să ne ofere mai multe informații despre tot ce reprezintă PPF-ul, care sunt avantajele, dezavantajele, de ce e recomandat să se pune pe mașini noi, care e diferența între un PP și o protecție ceramică. Hai să începem. Prima dată îl rog să se prezinte. Salut, salut la toată lumea. Ștefan, ce să zic eu despre mine? Da, n-a zice neapărat expert, sunt convins că sunt și alții mai experți ca mine. Scurt, aplic PPF de prin 2018. Mai mult, aplicam și înainte mai hobby, mai faruri, mai elemente micuțe. În 2018 am fost la Expel, la curs, atunci m-am autorizat, mă rog, cursul lor cu examen, cu așa și mai departe. Și de atunci, PPF. PPF, PPF, până ne saturăm de el, până ne iese pe nas. 6 ani de zile de aplicat. Da, da. A început un pic mai timid. Da, deja s-au adunat ceva mașini. Da. Ce înseamnă PPF? Asta e prima întrebare pe care o primim de la client. PPF simplu, Paint Protection Film. Okay. De la asta vine PPF-ul. Istorie super scurtă, a fost inventat de cei de la 3M. Dacă nu mă înșel, în războiul din Vietnam, dacă bine țin minte. Poate că nu țin minte, s-ar putea să aflăm în comentarii dacă e așa sau nu. Cei de la 3M au primit de la Parmata SUA o cerere pentru o protecție la palele elicopterelor, se tociau sau apăreau defecte mult prea repede, trebuia să le schimbe mult prea des. Cei de la 3M au făcut un film din uretan care să poată fi aplicat, dat jos, schimbat ușor. 3M au fost pionierii pe PPF, după aia au ajuns în racing, în curse de mașini, încet încet au ajuns și la noi, la pe industria, da, pe consumer. Și piața au crescut, părut și alți producători. O întrebare iară, care pe noi cel puțin ne întreabă lumea, de ce Expel? Știu că noi am cerut foarte multe informații de la tine înainte de a ne apuca. Știu că tu ai cercetat foarte mult piața înainte de a te apuca. Și de ce ai rămas cu Expel-ul, primul rând? De ce Expel? Primul și în primul, de fapt, prima dată când am văzut eu ce face Expel a fost cred că prin 2016 și mi-a plăcut ideea de prica, de predecupat. Am văzut imagini din soft, era așa, SF. După aia, păi, unul dintre cele mai mari branduri și, nu știu, în comparație cu 3M, dacă ca și producător mai mari, mai mici, dar îs mari. În state îs folosesc foarte mult. Fac de mult chestia asta. Ei au inventat și top coat-ul cu self-healing. O să discutăm mai multe și despre asta. Au împins destul de mult tot ce înseamnă partea asta de PPF, inclusiv pe partea de pricat. Softul lor e în continuare cam cel mai bun și au librăria cea mai extinsă, să zic, de mașini și de elemente. Cam asta ar fi. Cam asta ar fi. Ok. Ești ceva diferență între branduri ca și adeziv sau ca și liner sau... Da. În cea mai mare parte, deci nu prea mai sunt care să nu aibă un top coat, să nu aibă... Pe scurt, hai să și explicăm din ce e format PPF-ul actual, ca să înțeleagă toată lumea. Avem trei straturi. Avem adezivul, carnea, uretanul și top coat-ul care-i dă luciu, e self-healing, e hidrofob, toate alea frumoase. Înainte era pur și simplu adeziv, uretan și... După cum cred că știe lumea care se uită la noi, se îngălbenea. Da. No, se îngălbenea în principal adezivul, nu neapărat uretanul în sine. Da, de la razele UV, de la diferiți factori. Top coat-ul previne oarecum chestia asta, ajută, are și inhibitor UV în el și ajută să nu se mai îngălbenească. Încă mai sunt anumite, nu neapărat branduri, anumite linii la anumite branduri care se îngălbenesc, discutăm de cele mai low cost un pic. Da. Diferențe sunt între ele ca la orice alt produs, cum avem cauciucurile. Da. Da, avem diferite branduri care au diferite linii de cauciucuri, să zic așa.
cu performanțe plus minus sunt compromisuri. Da, că au apărut mai nou de la alți producători și top căuturi instant self-healing care le zgâriată și revin, cu infuzate cu tot felul de coatinguri ceramice, super hidrofobe, super drepte, să n-aibă textură, no, se plusează foarte mult pe partea asta de estetică. Dar e un compromis până la urmă. Mie îmi place XPL-ul pentru adeziv. Cel mai mult. După aia softul cu care lucrez. Și după aia discutăm de alte chestii. XPL-ul ca și gloss. E foarte glossy. Dacă pui un aparat de măsură de gloss, e foarte glossy. În schimb, textura lui e un pic mai pronunțată decât la alți producători. Dar în schimb, împățe cu alții, că am încercat și alte folii. Avem un top coat super drept, super frumos, super așa. Adezivul nu e așa de agresiv, să zic. Și acolo sunt avantaje și dezavantaje. PPF-ul e ceva ce vrei să-l pui pe vopsea și după aia vrei să-l dai jos. XPL-ul stă foarte bine agățat, greu de dat jos. Alții se pune, ai riscul să mai plece o muche sau pleacă o muche mai ușor decât la XPL, dar după aia când îl dai jos ușor. Deci un plus, nu poți să le ai pe toate. Ca la orice altă chestie, e un compromis. No, mie îmi place compromisul ăsta. Okay, e cel mai bun pachet. Pachetul îmi place. Per total, no, am și asta a contat foarte mult, legătura cu producătorii. Eu când m-am dus cu Lușu de la Prestige, de la Deva. Noi am fost primii certificați de XPL din România. Și ce ne-a plăcut a fost faptul că am avut cu cine discuta. Și acum, dacă avem o problemă de calitate, avem o problemă de garanție, avem o problemă de așa, avem un reprezentant, îl sunăm, se rezolvă. Nu trebuie să tot întindem că știi că de fapt ei nu folosesc intermediar, deci nu există un importator național sau local și după aia se mai duce la un distribuitor și tot așa. Noi luăm direct de la XPL Europa. XPL Europa e direct sub XPL America. Da, și ei au autoritatea să trimită pe garanție, să schimbe, dacă avem un sol cu probleme, ne trimite altul, inclusiv la manoperă se dau anumite compensații dacă se întâmplă ceva din cauza produsului. Și e foarte important, pentru că eu dacă am, nu neapărat PPF, orice alt produs, ceva nu merge bine. Nu știu dacă din cauza mea sau din cauza produsului. Poate tehnica mea, poate produsul. Și atunci sun pe cineva și întreb. La produsele pe care le cumperi de la distribuitori care nu au un centru de training sau un tehnician pe partea asta sau așa, ai problema cealaltă. Eu cumpăr de la tine distribuitor și uite, am problema asta. Tu dacă n-ai cunoștințele în spate, și e greu ca distribuitor când ai nu știu câte sute de produse să cunoști fiecare în parte, chichițele la fiecare chestie și așa, nu o să știi neapărat să-mi dai un... Sau cel mai simplu pentru tine e să dai vina pe mine, bă, nu l-ai pus bine. Da, corect. Și aia te-ai spălat pe mâini. Exact. Na, toate bune și frumoase pentru tine, dar eu tot sunt în situația în care îs. Și mai mult pe viitor nu știu cum să rezolv problema, dacă se mai întâmplă. Că hai să zicem, bun, îmi asum toată răspunderea, ok, mai cumpăr material, schimb elementul sau în cazul, în detailing, nu știu, mai cumpăr alt produs, mă duc mai departe, îmi fac treaba. Dar după aia dacă se întâmplă iară, da. Eu nu știu cum. Exact. Sau nu descoperi sursa sau nu înțelegi ce s-a exact. Întâmplat. Și atunci nu putem fi nici mai buni decât am fost ultima dată. Și contează enorm. Și asta e un mare avantaj pe care eu l-am găsit la ei. Da, suportul continuu. Da. Și se rezolvă pe garanție. Dacă noi oferim 10 ani garanție, practic... Da, pot inclusiv, fără să plătesc, încă nu m-am dus, dar chiar am zis că o să mă duc în vizită pe la ei, numai ca să mai aplic încă niște material. În cazul în care, nu știu, să zic, vreau să ies din treaba asta 6 luni de zile sau se întâmplă ceva sau așa, l-am întrebat pe Fabian, care e reprezentantul pe Europa de Sud-Est, bă, pot să trec pe la voi? Și eu, da, hai, oricum. Când avem cursuri și așa, vii pe la noi, când e un curs... mai pui folie, nu-i... Da, și sunt ok pe partea asta. Da, știu că ei folosesc niște role de training pe care poți să... Da, role de training au toți, cam toți, găsești. Dar centre de training mai puțin și centre dedicate, pentru că... Pentru fiecare producător în parte, practic. Da, păi și chestia aia. M-a început acum tot mai multă lume face training-uri. De PPF. De PPF, da. N-ai un centru dedicat cu...
suport. Și ai nevoie în centrul ăla, că, bun, vii cu o mașină, se pune folia pe mașină, noapte bună, știi? Da, tot te duci acasă. Eu, de exemplu, ca începător, poate nu apuc să pun oare pe față, nu știu. Da. Că sunt de la element la element și de la mașină la mașină anumite chestii pe care trebuie să le înveți. Sau câtă folie aplic eu? Suntem 3, 5 la un curs. Da. Avem o mașină care are câte? Câteva... 17-20 de elemente în total, cu tot cu stâlpul, da, așa și mai departe. Câtă folie o să pun eu în 3 zile, 5 zile de curs? La Expel când am fost, asta am făcut. Prima zi a fost, nu știu, bine simt, vreo 4 ore de teorie, în care îmi pregătim mașina, cum așa și mai departe, la ce să fim atenți și după aia ia și pune folie. Corect. 2. Mă sun, îmi zici dacă trainerul, da, dacă ai ceva, dacă ai întrebări, dacă e asta. Dacă nu, stai și bateți capul. Și am pus multă folie. Și cred că e foarte important, pentru că nu e o chestie pe care o înveți teoretic. Înveți teoria în mare, știi cam ce să faci, dar fiind ceva ce faci cu mâna, no, până ți intră în memoria mușchilor și până conștientizezi de fapt ce faci și așa mai departe, îți ia o vreme și ai nevoie de exercițiu. Nici după training nu știi să pui folie. Corect. Știi niște noțiuni de bază, dar ajungi acasă, până nu faci câteva mașini, până nu arunci material, până nu îți bați capul cu niște chestii, până nu te lovești de niște chestii, nu poți să zici că știi să pui folie. Da. Nici după, cred că pot să zic că nici după primele 20 de mașini, știi, dar nu prea știi. Corect. Știu că am avut discuția asta, cel puțin noi aici în studio. Am văzut foarte multe videouri în care anumite părți încearcă să împingă bulcul în piață, adică să taie direct pe caroserie sau așa. Noi știu, după ce am avut discuțiile cu tine, că am luat decizia să luăm acest plotter și să facem pricat. Cum vezi tu bătălia asta între bulc și pricat? Știu că mulți sau n-au cunoștințele ca să prelungească, n-au acces la soft ca să prelungească sau de ce să... Hai să luăm un pic de mai la început, ca să înțeleagă toată lumea. Avem PPF-ul, mai avem și alte tipuri de folie, cum da, cu lansările și așa. PPF-ul se aplică UD. Da. Asta ce înseamnă? La colan, de exemplu, adezivul are niște canale, iese aerul pe acolo, e ok, nu trebuie să arate foarte frumos, pentru că culoarea deasupra e opac. Aici discutăm de un film transparent, prin care se vede, și atunci, dacă am face un adeziv cu canale, s-ar vedea, n-ar avea claritate, n-ar așa. De aia se aplică UD. Da. Și ce facem? Avem două, noi folosim trei tipuri de soluții. Avem slip solution, nu? Și după cum e și denumirea, e o soluție, e apă cu șampon. Da, nu știu ce secret, toată lumea știe, Johnson's Baby. Pulverizezi pe adeziv ca momentan să nu mai agațe, pentru că tu trebuie să poziționezi folia, o plimbi un pic pe mașină. După aia ai un tech solution, da, care anulează ce ai anulat tu, da, adică anulează apa cu șampon, slip solution, ca să prindă. Corect. Și după aia mai avem gelul. Gelul tot Pixpel a început să-l scoată, eu fost cam primii, care e o soluție între. Te ajută pe de o parte să ține folia un pic distanțată de vopsea, ca să nu agațe imediat, dar pe partea cealaltă, când ai racletat, iese aproape tot, nu mai rămâne în spate mai nimic și tu dacă ridici o să vezi că adezivul i-o scap. Da. Și te ajută mai ales în zone concave, în zone în care tinde să se tot ridice, ai racletat odată, noapte bună, acolo rămâne. Bun, astea sunt în mare cum se face aplicarea. Da. După aia mai avem pe element, ne imaginăm că aici avem o ușă de mașină. Okay. PPF-ul e un material gros, e mult mai gros decât colantul. Ce vedeți voi cu 200 micron, standardul, înseamnă 200 micron cu tot cu linerul de protecție pe spate. Care așa. N-are folia în sine 200 micron.
unii producători au 3 și XP-ul are 7000, 8000 și 10000. Asta înseamnă, dacă bine țin minte, 180 200 și 240 de microni. Cu tot, cu linerul pe care noi îl dăm jos ca să expunem adezivul. Așa. Vrem să aplicăm pe masa asta folia, pentru că e gândită să fie o folie de protecție. E mai groasă. Corect. Trebuie să reziste la lovituri de pietre, la chei rezistă. Rezistă și la tamponări ușoare. Într-o parcare, la 10 la oră, ne frecăm de altă mașină sau așa. Rezistă în cea mai mare parte. În cel mai rău caz, trece un pic de folie și ajungem vopsea, dar e o chestie care se polișează. Corect. Foarte multe scapă. Nu mă dăm folia jos, ștergem un pic, curățăm adezivul, punem altă folie, noapte bună. Dar pentru că e groasă, nu putem să o ducem numai un pic peste muchie, dacă vrem să acoperim muchia respectivă. Ori mergem minim 5 mm pe partea cealaltă ca să stea, pentru că ea tinde să se ridice. Și atunci ori mergem încă 5 mm pe după, ori mergem până unde începe raza elementului. Da, adică în cant. Da, noi dacă trecem un pic de rază, o să se ridice. Mergem la spălătorie, bagajetul, ridicat elementul, e gata. Și atunci, la începuturi, se punea folia și se tăia cu cutterul. Da, în cant. Da. Nu poți să te duci razant cu cutterul, pentru că un pic la mașini, cantul e rotund, e mult mai rotund decât la masa asta. Când te duci cu cutterul razant, un pic tot rămâne. Și acolo, la fel, trebuie serie. Așa. Creează tensiune, practic. Și o să se întâmple chestii nasole în timp. Și atunci se taie unde începe raza elementului. Da. De acolo a apărut treaba asta cu pricat. Pentru că folia are o grosime. Noi, când tăiem cu cutterul, practic nu tăiem folia. O zgâriem, ideea e să o zgârii, să nu o pătrunzi. Și după aia o rupi. Când o întorci invers pe ea, se rupe unde e zgâriat-o. Suntem oameni. Da. Și avem și zile proaste și oboseală acumulată și tot felul. Când decupezi, bun, că ești foarte bun, ai 10.000 de ore de tăiat în spate, 20 de kilometri de dat cu lama pe folie. Ok, dar lama aia încet încet se tocește. Ce o să pui presiune mai mare. Ai o zi mai proastă. Poți să te concentrezi, că ai nevoie de concentrare, oricât ești de bun. Poți să te concentrezi o oră, două, opt, nimeni opt, da, na, să zicem opt. Dar odată tot o să scapi în vopsea. Corect. Și oricine zice că niciodată n-o scăpat la în vopsea, na. Na, e ca și polișatul fără, nu? Da, deci nu există. O lamă tot timpul scapă în vopsea. Dacă ai de făcut numai zone mici sau așa, numai mici retușuri, să le zic acolo, da, dacă ești foarte atent, scapi. Dar 100% nu poate garanta nimeni. Și așa că a apărut pricatul. Pricatul, da. Pricatul ce înseamnă? Îi măsurat elementul. Un șablon, practic. Făcut exact, un șablon îndreptat, băgat în soft, unde îi folia vine până la marginea elementului. Îți predecupați senzori, mânere, diferite elemente, cele de la cârlici de remorcare și așa mai departe, un fel de antene, ce mai este pe mașini. Tocmai ca să minimizezi riscul, să-l minimizezi, că practic îl anulezi, riscul să tai cu lama pe vopsea. Acum, îi debate-ul ăsta continuu între bulk și pricat. Nu-i o metodă mai bună sau mai proastă? Sau mai proastă una față de cealaltă. Îs metode diferite de a aplica aceeași chestie. Știi? Și pierdere de material, practic. Da. Aia, mă ales, niște avantaje pentru cei care aplică. Dar pentru client, pentru clientul final, nicio metodă nu e mai bună sau mai rea. Ține de aplicator. Dacă aplicatorul face ce trebuie. Nu neapărat că știe ce face, că sunt care știu ce fac și nu fac. Nu fac. Okay. Sau nu prea aș bat capul. Deci să ne înțelegem, bulk nu e neapărat o metodă, și bulk înseamnă, ca să înțeleagă toată lumea, bulk înseamnă cum era la început. Ai întins folia pe mașină și ți-ai făcut decupajele, versus am tăiat folia pe șmecheria asta și am aplicat-o. Unde eram? Așa. Nu-i una mai rea sau mai cealaltă, una mai rea decât sau mai bună decât cealaltă. Sunt diferite metode.
și gândirea un pic din spate e diferită. Avantajul aplicat pentru mine e că forma, tensiunea și cum se așează elementul e gândit de designer când face modelul și îl bagă în soft. Da. La fel, îs decupajele gata făcute, deci mă scapă pe mine de o grămadă de timp și de risc. În schimb, se aplică un pic diferit, ca și bulkist, să zicem așa. Ei, trebuie tu să stai să gândești elementul să, așa, să vezi câtă tensiune pui în material, cum îl tragi, pentru că, na, dacă toate mașinile ar fi cam asta, dacă am înfoliat tancuri, da, ar fi simplu, dar înfoliem mașini. Da. Și mașinile față de masa asta mai au dimensiune, asta, da, e dreaptă, asta e, să zicem așa, 2D, mașinile 3D. Și atunci, ca să pe zone curbate, bombate, concave, trebuie să manipulăm folia în, da, diferite feluri, tragem în diferite părți de ea, ca să se așeze pe element. Da. Bulk, trebuie să gândești chestiile astea și să le gândești și în ideea în care tu tragi de folie, ea se așează, dar dacă depășești ce poate adezivul să țină, ea o să tragă în spate. Da, își revine un fel de... Da, are ca o memorie, da. Și tu tragi și atinde să tragă în spate. Și există niște procente cât poți să întinzi folia până să cedeze adezivul și ea să vină în spate. Da, fiecare producător are un procent de elongație, practic, cât întinzi, exact, ca să nu apară, da, efectul, da, care spui tu. Din nou, un avantaj pentru mine ca și aplicator pricat e că eu mă uit în soft. Să zic, am un senzor aici și un senzor aici. Da. În soft, senzorii o să fie un pic mai apropiați pentru că eu trebuie să trag un pic de folie și când eu aliniez ăștia doi senzori, folia automat ia elementul în brațe. Stretch-ul ăsta, cât întind de folie, e gândit de designer. Da. Și el știe, bă, nu pot să mă duc peste 10%. Corect. Și atunci el așa gândește să am sub 10%, sub ce poate materialul. Și la fel, pe termen lung, ajută chestia asta pentru că eu când trag cu mâna, dacă s-o obosit, n-am aceeași forță, dacă n-am dormit bine azi noapte, dacă n-am mâncat, dacă n-am ăsta. Sau poate percep tensiunea pe care o pun pe material, o percep diferit. O percep, corect, diferit de pe stânga pe dreapta. N-am aceeași forță în mâna stângă cum am în mâna dreaptă și atunci eu când vin și întind bara față, să zicem, altfel eu o să tind să o duc în jos. Da. Când mă duc pe partea cealaltă, o să o tind să o trag în sus. Da, și atunci ce se întâmplă? Într-o parte vin așa cu materialul aici, am tras mai tare, am mai puțin material sus, l-am dus în sus și atunci se adună, da, material. Dincolo e invers. N-am aceeași tensiune, da, de pe stânga pe dreapta. În soft, chestiile astea sunt pregândite. Da. Și nu ai, să zic, eroarea asta de aplicare. La fel, pe termen lung, mă ajută la partea de garanție, să zic așa. Ce șanse mult mai puține să cedeze materialul sau să se întâmple ceva. Da, că practic acolo în soft avem, dacă e o elongație mai mare sau ceva, de obicei îți apare un semn de exclamare și îți arată, vezi că trebuie să le prinzi din diferite zone. Și, de exemplu, cum era la Tesla, care era oval și la un moment dat... Da, acolo e o chestie tehnică. Da. Dau din casă. Da, acolo e o chestie tehnică. De aplicare, ca să știi de unde să tragi de material. Ideea e așa, am doi senzori, tot așa, și ei sunt rotunzi. Da. Am ancorat pe senzorul ăsta folia, da, am raclitat, ia aici stă, și după aia, dacă pe material senzorul e tăiat rotund, eu împing folia spre senzor, fără să trec cu mâna de senzor, da, ca să rămână gaura aia rotundă. Corect. Dacă îi gândiți partea de stretch, să treacă peste senzor, atunci eu trag de după senzor încolo până ovalul ăla se face rotund. Am înțeles. Când se face rotund, am ajuns la tensiunea la care trebuie. Poate. Pentru că în funcție de forma mașinii, da, câteodată stretch-ul ăsta trebuie să treacă peste senzor. Da, da, da. Nu ai cum să duci folia în etape, nu-ți permite elementul, e mult mai bombat, mult mai așa. Și atunci tu trebuie să te duci mult mai mult și stretch-ul automat, tensiunea trece peste senzor și de aia e și gândită chestia asta. Și la fel, pe mine mă ajută ca să-mi dau seama unde să mă opresc. Să nu mă tot duc cu folia. Da. Exact de ce discutai înainte cu elongația și atunci să știi exact, da, cât ai. Da. Acum,
Unii zic că dezavantajul la Pricat, că acum am vorbit numai de avantaje, cât de șmecheri suntem noi. Dezavantajul ar fi că n-avem acoperirea pe care o faci cu bulk. Da. Sau aici se cu... presupune că nu avem. Se presupune, da. Asta se aude, să zicem da. Așa. Chestia cu duș întors. Ca pe partea de pricat, eu, de exemplu, nu prea dau jos elemente de pe mașină, că n-am nevoie. Corect. Nu trebuie să dau jos bara, ca să dau jos grile, ca să pot să bag folia. La fel cu mânerele de la ușă. Îi cu duș întors. Eu prefer să le dau jos ca să nu am o îmbinare în spate. Dar poți foarte bine, ele sunt pretăiate în soft. Eu nu le anulez. La fel de bine, nu te atingi. Cu emblemele îi cu duș întors în funcție de marca mașinii. Revin imediat și la chestia aia. Dar în principal n-avem nevoie să dăm jos de pe mașină. La bulk, ca să ai acoperirea lăudată, da, trebuie să dai jos element. Nu ai cum. Pentru că nu... zici, bun, uite, la bulk nu se vede folia pentru că o bag pe după grilă, prin spate, pe la așa și mai departe. Da, da, pentru chestia asta trebuie să dau jos elemente de pe mașină, trebuie să dau jos over fender, trebuie să dau jos tot felul de chestii, ca să am loc să mă duc, pentru că eu trebuie să mă duc cu folia peste și după aia să o decupez. Plus zona de oglinzi, care e foarte greu de, în funcție de tipul de mașină, acolo oricât te-ai chinui, nu poți să tai. Da, și atunci, de aia aș zice că nu e neapărat, depinde. Sunt clienți care îți de acord, da, fă o bucăți. Sunt clienți care vin cu mașină nouă, care, bă, nu te atingi de absolut nimic de pe mașină. Asta e o chestie pe care fiecare și-o face cu clientul și fiecare client o cere în funcție de preferințele lui. Da. Am o clienți care zic, bă, nici măcar emblemele. La fel, eu prefer să dau jos emblemele pentru că și-am pățit de foarte multe ori și pe branduri scumpe de mașini, că nu-s puse în același loc. În softul îți apare acolo un avertisment mic, că vezi că nu o să fie în același loc emblema. Noi o avem aici, ai pusă, o tăiem, toate bune și frumoase, dar tu după aia pui elementul și emblema e 5 mm mai încolo. Sau am pățit diferență de un centimetru și ceva. Am pățit pe anumite mașini scumpe și mari, de pe stânga pe dreapta, emblema era un centimetru, aia de pe stânga era mai sus și aia de pe dreapta era mai jos. De pe stânga pe dreapta, nu de pe o mașină față de alta, știi? Și atunci, emblemele, da, ar fi ideal să le dăm jos. Dar putem să nu le dăm jos. Putem la fel de bine să stăm, să ne batem capul, să le calculăm, să le facem în soft. Eu pot să mut emblema. Pot să o iau de pe are, pot să o pun pe capotă dacă vreau. Dacă tu vrei să-ți muți emblema pe cap, eu o mut în soft, nu e o problemă. No, și revin la partea asta, la altă, cu acoperirea. Într-adevăr, clasic, se făcea acoperirea până în cant. Așa se făcea. Încet, încet, mie îmi permite softul anumite muchii predefinite de ei să le prelungesc. Mai mult de atât îmi permite să intru eu și să definesc care muchii vreau să le prelungesc și cu cât. Da. La fel de bine, pot să, cum ți-am zis, pot să anulez embleme, pot să le mut, pot să fac cam ce vreau eu. Da. Și după aia să am aceeași acoperire pe care o are oricare care pune bulk. Deci e cam irelevantă. Plus, combinările, mai era o discuție. Că la bulk nu se face combinări și la pricat se face combinări. Unul la mână, dacă ai făcut îmbinarea bine, se vede numai așa. Da, corect. Sau de la 10 cm. Nu o să se vadă de la un pas în spate, nu o să se vadă niciodată îmbinarea. Dacă e făcută bine. După aia, bun, pe alb, să zici, se murdăresc anturile și se vede. Dacă e murdară, mașina o speli. Da. Dar nu e o chestie. Și îmbinarea, dacă e făcută bine, îmbinarea la PPF se face cant în cant. Da. Și o pui, chiar o tensionezi un pic una în alta. Riscul să se murdărească sau să intre atâta mizerie acolo încât să se vadă, păi e destul de mic. Plus că și la bulk, la anumite elemente, ai nevoie să faci îmbinări. Nu scapi de tot. Mai mult de atâta,
forțezi folia în anumite zone dacă nu vrei să faci îmbinare. Pentru că îmbinările și în pricat îți puse acolo cu un scop, nu îți puse numai ca să avem îmbinări. Da, corect. Și atunci, dacă i-au pus îmbinare, înseamnă că e tensiune înseamnă, prea mare. Da, că ideal ar fi să nu ai. Ideal ar fi să fie combinare ca să n-ai tensiune. Da. No, ceea ce dacă forțezi folia, poate să țină o săptămână, două. Da? O lună, două și după nu care. Nu ține o lună. Dacă e tensiunea prea mare, nu ține o lună. Culmea, problemele la PPF, problemele apar în primele 3-4 săptămâni. Da. Dacă ajungi, să zic că am pus mașină în primăvară și am prins toamna, chiar, bun, discutăm de 6 luni. Dar ce nu s-a întâmplat în astea 6 luni, nu o să se mai întâmple nici în următorii 10. Sau dacă se întâmplă, se întâmplă din vina clientului că au forțat anumite. Nu neapărat n-aș da vina pe client, că nu vreau să se simtă clienții aiurea. Dau vina pe întreținere, să o numim așa. Chiar dacă mentenanța o face clientul sau o face altcineva pentru client, acolo de obicei apar problemele. Și uite, cu XPL-ul cam, să zic, hai să nu zicem 90, că nu vrem să ne laudăm neapărat, dar un 80% din problemele care apar din cauza întreținerii. Da. Și implicit, spălatul, să zicem. Acolo sunt cele mai mari probleme, la spălat. Pentru că nu putem acoperi orice muche, sunt muchii care rămân expuse. Uite, cel mai bun exemplu, între aripa față și bara față, sau între aripa spate și bara spate. Da. Sunt elemente care prinse unul de altul. Ele stau fix unul pe altul. Am înțeles. Mașina când merge, se mișcă, toată caroseria se mișcă. Și atunci, implicit, și elementele astea se freacă unul pe altul. PPF-ul e o folie grosă, am zis. Da. Putem, odată nu putem să mergem numai un pic cu PPF acolo și să stea. Corect. Decât dacă facem anumite artificii care pot să forțeze adezivul mai târziu. O variantă ar fi să dăm jos bara de pe mașină sau să o desfacem, să punem PPF-ul după aia, să o punem la loc, dar în 80% dintre cazuri o să arunce folia afară. Adică o să se frece elementele unul pe altul, o să frece și folia și o să o arunci afară. Am pățit inclusiv la colan, care e mult mai subțire și e făcut să îl bagi peste tot. Și să fie tensionat. Să arunce colantul afară, că m-am dus prea mult și se frecau prea tare elementele unul de altul, cu folia deasupra. Și o aruncat afară, simplu. Și de aia rămân muche expuse. Pentru că rămân muche expuse, avem riscul la spălat. Dacă mergem la spălătorie și cel care spală mașina, odată are pompa dată pe 200 de bar, cum o majoritatea, ca să meargă repede și nu degeaba o dau maxim, ca să meargă repede treaba și se apropie prea tare de cantul, practic. De cantul respectiv, o să ridice folie sau o să o taie. Da. Au fost cazuri în care au tăiat cauciucuri. Nu o să reziste PPF-ul mai bine decât cauciucul de pe mașină. De cele mai multe ori se ridică, se udă, ea se așează înapoi, se usucă, dar cum s-a ridicat și a intrat și aer, rămân numai bulele de aer. Că a mai fost chestia asta, mai sună câteodată clienții, mi-au apărut bule pe mașină. Bule față de cele existente nu apar, ori nu le-am văzut noi când am predat mașina și nu le-a văzut nici clientul o vreme, se poate întâmpla chestia asta. Și atunci, mi-a apărut o bulă, dar de obicei când îți mari și mai multe și deodată, n-ai cum să le ratezi, nici când lucrezi, nici când verifici mașina, nici clientul când o ia. Da. Și nu apar. Mai ales că noi o și verificăm după o perioadă de timp, chiar dacă o predăm, stăm 20 să o verificăm. O să ajungem și la chestia asta, dar bulele nu apar din senin. Nu au cum să apară, că nu se intre aer sub folie prin ceva miracol. apar, cum ți-am zis, când se ridică folia și se lipește la loc. De la spălate, la diferite cauze. Și astea să zic așa, 80% din problemele de garanție pe care le avem, care nici măcar nu intră în garanție. De se fel... Se consideră negligență sau... Da. Ok. Și materialul are niște limite, ca orice altă chestie. Și n-aș numi eu neapărat negligență. Se întâmplă, dar nu putem noi să răspundem pentru fiecare spălătorie din țară sau unde merge mașina. Nu putem să zicem, indiferent, poate să facă ce vrea cu
cu folia. Pompele cu asta, că folia noastră rezistă. Din păcate nu rezistă chiar la 200 bar dați la 5 cm. Da. Și atunci nu intră în garanție. În schimb, ce am făcut de-a lungul timpului, prima dată când se întâmplă, dacă nu e un element mare și nu e un element scump de înlocuit, îl înlocuim, că na, omul, chiar dacă i-am zis, nu o ține minte tot, venim să ne luăm mașina, ne bucurăm cum arată, nu o să stăm noi să-l băgăm pe ăla în seamă, știi că de fapt aia trebuie întreținută, nu, ne mai pasă, vrem să mergem să ne dăm cu mașina, că arată bine, da. Nu? No, și atunci o să uităm chestiile astea. Și atunci, dacă e o chestie pe care, să zic, nu ia mult timp și nu ne costă foarte mult în material, hai că-l schimbăm noi, dar să știi pe data viitoare. Da. Da, dacă ai dat jos, că nu vine jos folia, nu o să plece de pe asta, dar dacă s-a întâmplat ceva cu ușă sau cu bară sau cu capotă, no, o să fie pe cheltuiala, clientului. Cam asta ar fi despre bulk versus... Asta ar fi în mare. Da. Dacă o să mai fie întrebări după aia mai jos pe ăsta, mai facem încă un podcast cu răspundem la întrebări. La întrebări. Ce înseamnă mentenanța pentru folie? Că ai adus vorba. Eu, de exemplu, sunt client, n-am tangență cu domeniul, mi-am pus folie, noi avem program de mentenanță și cam vorbim cu clienții, dar, de exemplu, nu știu, poate e cineva care și-a pus folie și vrea să o întrețină. Ce înseamnă mentenanța respectivă? Folia în principal o tratăm ca o mașină neînfoliată. Da. Okay. Deci o tratăm normal. La fel cum putem să stricăm vopseaua dacă o spălăm prea agresiv sau cu un jet prea puternic sau prea de aproape. La fel cum trebuie spălată mașina după ce facem un drum, mai ales vara, se umple de gândaci și gonge și tot felul de alte chestii care se tărăsc și zboară. Alea îți dăunează lacului dacă rămân acolo perioade lungi, în soare, stau, dospesc și așa. La fel se întâmplă și cu folia. După aia dăm un sealant, o ceară, o protecție ceramică, ceva pe vopsea, ca să ne păstreze lacul într-o stare cât mai bună, la fel dăm și pe folie. Ok. Deci eu cam avem aceeași mentenanță. Practic avem nevoie de protecția UV ca să preia mai ușor tot ce înseamnă partea. Da, asta e ok pentru folie, deși PPF-ul modern nu prea are probleme de îngălbenire. De multe ori dăm folia jos și zicem, bă, s-a îngălbenit, da? Ea e contaminată pe suprafață. Ca și la cu mașină de azi. Exact. Și atunci nu prea se mai întâmplă. Se întâmplă la anumite folii, da, cum ți-am zis, din gamele, hai să zicem, nu low cost, mai accesibile. Da. Să fim mai așa. Dar nu prea se mai întâmplă. De-aia se dau, vezi acum, garanții 7-10 ani pe viață, pe asta. Apropo, garanția pe viață nu înseamnă pe viață, înseamnă pe viața mașinii sau până o vinzi. Sau până o vinzi. Da, ca să fim cât de transparenți posibil. Viața mașinii care e calculată acum la, nu știu, câțiva ani, nu mai viața mașinii de 20 de ani, nu viața noastră cât trăim și până vindem mașina, de cele... Cel puțin la expert, garanția nu se duce mai departe cu următorul client. Până nu se verifică sau și atunci dacă există... Nu, ăsta e în termenii de garanție. Ai vândut mașina sau ai cumpărat o mașină cu folie, nu mai vine și cu garanție. Și cred că și la mașini, la fel. Da. Sau nu știu dacă... se transferă, garanția se transferă, da. Da, la folie nu. Da. No, altfel, mentenanța normală. Adică ne spălăm mașina cum ne place nouă să fie spălată, ar fi ideal cât de des posibil, dar și chestia asta cu spălatul mașinii, și pentru mine, e cea mai nasoală chestie pe care trebuie să o fac. Atunci ar fi bine, de exemplu, dacă tot îți înfoliezi la un centru de detailing, au și partea de mentenanță, poate mai bine în ora aia produci niște bani. Da, ar fi ideal. Acum, detailing-ul și partea asta de colantări, înfolieri și așa mai departe, păi e o industrie destul de... Și nu numai la noi în România, că ne dăm noi mai asta, e cam sălbatică, să zicem așa. No, și fiecare are propria idee despre cum trebuie făcută toată chestia asta, cum se face mentenanța, cum astea. Mulți, chiar vedeam cazuri mai demult pe ceva grupuri și de astea, am polișat la o mașină, am făcut corecție, mi-am bătut capul să iasă perfect și omul după aia a dus-o la perii. Primul rând e mașina lui. Dacă vrea, îi dă foc în fața ta. Da, corect. Nu?
Și în al doilea rând, dacă nu-i oferi și soluția de mentenanță, nu poți să ai pretenția ca omul să stea să-și bată capul. Da, până la urmă își bate joc de banii lui, dar are tot dreptul să-și bată joc de banii. Corect. Poate să-i arunce pe foc, să se încălzească cu ei dacă vrea, poate să facă ce vrea până la urmă, nu? Mașina lui îți banii lui. Da, ar fi... Na, uite, și asta e o chestie. Nu găsești la foarte multă lume și mentenanță. De-aia e bine dacă te duci undeva, că e PPF, protecție ceramică, orice fel de protecție care ți-o pui pe mașină, să discuți cu un centru care oferă și mentenanță. Sau, nu știu, poate ai spălătoria ta preferată. Unde te duci tu? Că e aproape de casă, că nu-s cozi lungi, că îți poți face programare, că nu contează. În cazul ăsta ar fi ideal să te duci la cine spune protecția pe mașină, să zici omului, bă, uite, fă-mi, te rog frumos, o listă, cu produse. Un manual, nu neapărat cu produse, cum să o întrețin. Ca să știu să mă duc la Mirel, băiatul care îmi spală mașina, și să-i explic. Tati, vezi că acum, până acum a fost cum a fost, dar acum mi-am pus folie pe mașină, sau mi-am pus un coating ceramic, sau mi-am pus nu știu ce, sealant, sau mi-am pus, eu știu, nu știu. Da. No, ăstea se întrețin în felul următor. Și eu am încredere în Mirel că o să facă ce îi zic eu. Dacă nu, îl schimb pe Mirel cu Dorel. Simplu. Da. Dar se poate și varianta asta, nu neapărat. Dar ar fi ideal să te duci la un centru care îți oferă și mentenanță sau să-ți facă consultanța necesară ca să ai grijă de banii tăi până la urmă. Da, de investiția ta. Da. Care ar fi minimul care îl recomanzi tu? De exemplu, îmi cumpăr o mașină nouă, vreau să-mi fac protecție ceramică, poate vreau un PPF, care ar fi compromisul cel mai bun? Dacă nu-mi permit, de exemplu, să înfoliez... Da, uite, n-am atins chestia asta de costuri. Da. PPF-ul e destul de scump. E scump și materialul în sine, e scump și ca serviciu. Și acum nu vreau să fiu ăla, da. Dar ar trebui să fie și mai scump. Pentru că sunt centre care îl fac bun, vor, nu le place profitul sau asta, dar se duc cu prețuri câteodată sub ce își permit să întrețină. Pentru că dacă eu, nu știu, stric o capotă și tot profitul meu e numai capota aia, da. Ce-am făcut? Corect. Și... No, sună mai dur, dar nu suntem ONG-uri, suntem corect. Business-uri. Și noi trebuie să facem bani și trebuie să facem bani pentru noi, după aia trebuie să facem bani pentru cei care lucrează pentru noi și trebuie să facem bani pentru clienții noștri ca să ne găsească aici și la anul. Corect. Și atunci, de azi, aș vrea să zic, ar trebui să fie și mai mari ca să ne permitem, dacă cumva se întâmplă ceva, odată să susținem garanția, da. Că dacă nu... avem probleme cu două, trei mașini și am dat faliment. Și sau să nu fim nevoiți să ne sustragem de la garanție. Știi că de fapt e vina ta că s-a ridicat folia sau e vina ta că nu știu ce, că noi nu ne permitem să schimbăm elementul respectiv sau să reaplicăm coating-ul sau eu știu. Și de aia, da, da, e un serviciu scump și un produs scump. A, păi dacă stai să ne analizăm când luăm o folie de telefon, ai luat o folie, e 100 de lei sau cât e acum pentru un telefon. Da, și dacă stai să calculezi câte folii de telefon intră pe o mașină, da, depășește încă cât luăm noi pe serviciul ăsta. Cu mult. Exact, cu mult. Cu mult. Da, știi cum e, și valoarea asta, îi preț versus valoare. Da. Bun, poate să fie 1000 de euro, poate să fie 10.000 de euro. Dacă banii ăia îs pentru tine, da, valorează banii ăia, e perfect. Sunt oameni care nu să-și pună niciodată PPF în mașină. Indiferent de valoarea mașinii, indiferent de potențialul lor financiar. Ori nu le place, ori nu văd ei valoarea. Corect. Și atunci poți să zici, da, ți-o pun cu 500 de euro. Nu vreau, nu trebuie, nu ăsta. La fel, am mai avut cazuri în care, sau zic unii oameni, bă, nu, că asta merită pe mașini de 100 de mii, sau de 300 de mii, sau de 1 milion. Nu merită pe o mașină de 20.000. Îs oameni cu mașini de 5.000 de euro și cu jante de 15.000 pe da. Mașinile alea. Valoarea mașinii, da, rațională e în bani,
dar noi nu ne cumpărăm nimic rațional, hai să nu ne tot mințim. Da. Facem după aia, cum să zic, justificarea rațională, da, mi-am luat-o că știi că de fapt că așa și mai departe, dar orice achiziție e emoțională. Da. Și am avut clienți care și-au cumpărat o mașină nouă, nu neapărat ieftină, dar era din gamele astea, Skoda, Peugeot, așa, care au vrut cea mai scumpă protecție posibilă pe mașină. Și am zis, bă, totuși, n-ai dat 100.000 pe mașină. Nu știu dacă merită. No. E sigur că merită. Da. Am muncit pentru mașina asta, vreau să o păstrez cât mai mult timp. Da, corect. Valoarea lui... tot ce poți tu mai scump pe mașina asta. Chiar dacă era o mașină de 25-26.000 pentru 27.000. Da. Și atunci e foarte subiectivă chestia asta cu merită sau nu merită prețul. Da. Trebuie să vezi dacă merită pentru tine. Da. Ce valoare vezi tu în serviciul respectiv ca să-i prelungești sau să-i menții valoarea mașinii în timp? Exact, că poate, uite, am bani și numai mașini de 500.000, dar le schimb la 6 luni. De ce să le păstrez pentru următorul? Că-s nemernic. Da. Eu vreau să mă bucur de asta. Vreau să văd lacul, nu vreau să văd folie deasupra și așa mai departe. No, e și chestia asta. Pentru că aplic chestia asta, da, o să zic, are valoare, clar are valoare. Adică, până la urmă, ai pus folia și șansele sunt după 5 ani de zile când vrei să te scapi de mașină, tu să-i poți zice următorului proprietar, bă, n-are nimic. Lacul de fabrică, perfect, păstrat. Corect. Dacă nu a avut accidente, eu știu, alte chestii. Și probabil că cine cumpără mașina o să și vadă valoarea în propoziția asta. Și clar, da, merită. De fapt, merită cam orice protecție ce o pui pe vopsea. Dacă merită pentru timp. Da, dacă îi vezi valoarea în timp și... Știu că noi avem diferite kituri, cele de predecupate, adică pentru impact. Ce presupune impact? Care e diferența între kitul de impact și full? Adică ce acoperă? Astea sunt ca și meniurile la nunți. Știi? Avem meniu de 75 de euro și îți dăm numai masă și flori, știi? Sau avem meniu de 200 de euro unde avem inclusiv porumbei și tot felul de chestii și photobooth și așa mai departe. Hai să o luăm de sus în jos. Avem o mașină completă. Asta înseamnă toate suprafețele vopsite. Exterioare. Ok. Pe plasticele texturate, cum îs bandourile de Logan, să zicem, nu stă folie, nu o să stea nicio folie. Aia n-ai ce să faci. Da, dacă e o suprafață vopsită, lăcuită, practic. Lăcuită, că ea s-a atins sau lucios, se poate pune folie pe și proteja suprafața respectivă. Aia înseamnă o completă. După aia, la kitul de impact, uite, americanii foarte mult folosesc chestia asta, bara față complet, capotă nici măcar parțial, primii 15 cm, maxim 20 de centimetri, un pic din aripile față, cât vine ca să formeze cât de cât o linie așa peste mașină, faruri, proiectoare dacă sunt, și cam atât. Ăla e basic-ul basic de impact. Aia e cea mai expusă zonă la orice mașină. Da, mai ales că și circulă foarte mult pe autostradă și atunci și sablare. Da, dar la ei se folosește mult chestia asta. Noi europenii suntem un pic mai ajunși. Da. Noi nu putem să punem capote parțial. O singură capotă am pus parțial de când pun folie. Una singură. Ba nu, două. Nu suportăm să vedem dungulița aia, mai ales că dacă dăm și o ceară, acolo să rămână ceară pe salbește, avem mașină neagră, că ne place negru. Și dar la fel, se poate face un kit de impact strict numai bară față, faruri, cea în parte din față și capotă. Un kit de impact poate să implice aripile față, oglinzi, mai avem stâlpii A, care sunt stânga și dreapta parbrizului. După aia mai avem și partea de deasupra parbrizului, tot așa parțial. După aia, ce facem în spatele roților față, că aruncă. Coborâm cu aripa, coborâm și pe o bucățică de prag. Dar mai aruncă și în spate. Mai pune și un pic în spatele roților spate, dacă n-are mașină de fabrică. Știi? Și atunci kitul de impact e cum și-l definește cel care aplică sau cum îl cere clientul. Da.
Într-adevăr, ideal îi să avem niște pachete și cu niște opționale. Adică un key de impact, să zic. Un key de oraș. Bară față, faruri, capotă, aripi față, oglinzi, toată partea din față, cu tot cu aripi, cu tot. Și opțional să mai mergem praguri și partea din spatele roților spate, adică bara spate, chiar numai zona aia unde mai aruncă de la roțile spate pietricele și tot felul de alte chestii. Asta ar fi, să zic, așa un minim de impact, da. Cu praguri opționale și cu asta opțională. Și cu zona de încărcare de la formă, da. Și zic de aripile față complet, ca să fac mai mare pachetul și să luăm mai mulți bani, dar dispunerea pe coală a elementelor face ca, dacă nu punem aripile față, să n-avem o diferență așa de mare de consum de material între kit cu aripi față și kit fără aripi față. Pentru că PPF-ul vine, cea mai utilizată dimensiune, îi lățimea rolei de 1.52, da. 60 de inci, și după aia o lungime de 15 metri, că așa, da. așa e rola. Na. La cele mai multe mașini, când le punem noi și le potrivim în soft și le tot băgăm una între alta așa ca să nu avem pierderi mari, așa se întâmplă ca diferența de consum de material să nu fie foarte mare. Și atunci e mai rentabil să mai pui încă un pic în plus ca să primești și aripile față decât fără aripi față și să plătești. Da, tot, da. Acolo ca și preț. Nu e o diferență așa de mare încă și ai acoperire mai mare dacă te duci și cu aripi față. No, și opțional, bun, că după aia mai avem, uite, kituri de uzură. Numesc kitul de uzură, pragurile interioare, deci deschidem ușa, ne uităm în jos, unde dăm cu piciorul, acolo e pragul interior care vine înfoliat, cupele de la clanțe, canturile de la uși, zona de încărcare de la portbagaj. Eu asta le-aș recomanda pe orice mașină cumpărată nouă, indiferent că e mașină de flotă, că e de taxi, că e de, nu știu, mi-am luat un Duster, nu Duster, ăsta cum zice, Spring. Da. No. Cu mega promoție la 8.000 de euro, cum a fost și de astea, nu dau doi bani pe mașina aia, nu-mi pasă. Dar, dacă vreau după aia să o vând, trebuie să o pun un pic la punct, trebuie polișată. Măcar așa un pic să arate bine, nu? Că da. Nu pot să o duc jegoasă, infectă și așa în târg sau să o pun pe OLX sau whatever. Astea zonele care îs, să zic așa, pe lângă partea de pietricele și de mers pe drum. Zonele care îs lovite cel mai mult, unde avem defecte foarte adânci, pentru că lovim cu talpa sau cu la zona de încărcare de la portbagaj, când încărcăm trolere, dăm jos trolere sau așa. Defectele care apar acolo îs de obicei adânci și nu prea mai e ce să mai corectez din ele. Da, știu că e foarte greu. Da. Și plastic de obicei. La fel cantul de la ușă, când am deschis ușa în vopseaua vecinului, se ciobește acolo. Pui un pic de vopsea să nu se vadă, dar nu s-o mai scoți. Nu e o suprafață pe care poți să pui lac, să șlefuiești, să polișezi. Nu se face. Și atunci, la fel, punem și aia. Pragul interior am discutat și cupele de la clanțe îs greu de polișat. Trebuie date clanțe jos. După aia trebuie să mergem la cineva care are sculele necesare, că nu putem să băgăm ditai mașina de polișat, să o băgăm în cupa aia. Nu, să încapă, nu o să polișezi niciodată bine. Trebuie să aibă sculă mică pentru chestia asta. Nu toată lumea are. No. Și atunci e o chestie de 5 minute și nu știu cât costă să strig numai cupele de la clanțe, dar e investiție minimă în niște locuri unde fac, da. Diferența o să fie foarte mare. Mai ales în timp sau când vrem să vină mașina sau în general. No. Kiturile de impact, de aia le recomand pe orice mașină cumpărată nouă și second, dacă nu sunt foarte afectate sau ăsta, și dacă sunt afectate, au numai două zgârieturi. Da. Pune ca să nu mai apară, că nu e nu știu ce investiție, în funcție de atelier, nu știu, 600-800 de lei, nu e așa o mare tragedie. Corect. Adică dai 100-150-200 de lei pentru ecranul de la telefon. Da. Nu, care într-un an îl schimb, 2 maxim. Corect. Nu, și impactul pe termen lung e destul de mare. Da. Sau avantajele pe termen lung e destul de mare. Uite, se mai pot pune, să nu uităm, de ceva vreme există în librăriile softurilor de tăiere, kituri interioare, display-uri interioare. Da, navigații. Navigații, facem și de ele.
XPLU-DEA și are folia mai subțire de, de 7000, de 100 și cât de micronism. Tocmai pentru zonele astea. N-ai nevoie de grosime la folie la interior, că na, dacă îți duci ciocanul, nu o să-l duci pe consola centrală, nu îl pui în portbagaj pe mochetă. Dar pe partea cealaltă, cum vedem foarte mult piano black în ultima vreme, da. Și nefiind elemente, să zic, super simple, super drepte, îs drepte la destul de multe mașini. Avem console centrale care sunt mai curbate sau mai avem ornamente pe la uși, pe la astea care sunt destul de curbate și atunci o folie mai subțire se conformează mai ușor și ne dă protecția de care avem nevoie. Plus că după aia, ori de câte ori o tot șterg sau Mirela, spălătorie sau Aurel sau așa, e self-healing. Da, corect. O lăsăm, mergem până la mall vara, când venim înapoi nu mai e nicio zgârietură. Da. Arată bine tot timpul. Și cu self-healing, uite, mie nu prea îmi place să fac reclamă pe partea de asta de self-healing. Îi, ca orice alt produs, are limitări. Din totalul grosimii materialului, top coat-ul are, nu știu, 10 micron, 15 micron să aibă, ceva de genul. Da. Numai ăla e stratul care își revine. Și noi dacă venim cu ceva mai agresiv și spargem stratul respectiv, nu mai există self-healing, că nu mai e ce. Corect. La fel, am pus folie pe mașină, putem să mergem la perii. Da, putem să mergem la perii, nu e o problemă, pentru că nu o să ajungă periile prin folie la vopsi. Nu se mai zgârie vopseaua, da. Și pentru asta punem folie, să nu se zgârie vopseaua. Da. Dar, și nu neapărat din cauza perilor, că așa asta e un debate destul de lung. Da, destul de lung cu perile. Într-un alt episod. Perile zgârie, mai ales perile mai noi, da. Da, pe scurt, perile zgârie, nu peria în sine, ci mizeria de pe mașina care a fost în fața noastră. Da. Aia zgârie. Practic nu se face un pre-wash înainte de intra în tunel și atunci... Ar da faliment, știi, da. Să spele perile după fiecare mașină și pe astea. Ele se mai curăță în timp și asta, dar na. Acolo mai rămân pietricele, mai rămân chestii micuțe prin perii. No, alea când se învârt cu viteză și ne lovesc vopseaua, alea zgârie. Implicit, la PPF, alea creează defecte care sparg stratul sau forțează prea tare stratul top coat-ul, da. Și nu mai avem self-healing. De aia vedem în clipuri pe internet super sexy cu peria de sârmă. Dar să nu uităm, ai o perie de sârmă nouă, cine apasă, nu prea apasă. Da. Și după aia când vine cu căldura, vine foarte treptat. Da. Dacă am luat peria de pe grătar, aia e infectă, o avem tot pe aceeași perie de primăvară, nu mai dăm un foc și mai merge. Și intrăm pe folie și îi dăm de toți banii și după aia venim cu hitgun-ul dat pe setare maximă, o să ardem folie, o să o stricăm. Da, nu rezistă. De aia, da, e ok, dar e gândit, cum să zic, pentru defectele care apar în general la spălat. Cum vedem, îmi scap acum... Microzgârieturile. Hazel. Avem o mașină în soare și se văd așa alea concentrice. Da, holograme sau cum le zice. Da, mă rog, cum le numește fiecare. Pentru alea a fost gândit self-healing-ul. Să nu le mai avem pe alea. Alte defecte mai adânci, no, protejează folia dacă să nu ajungă în vopsea. Pentru că uită lumea, și nu vorbesc de clienți, și cei care aplică, uită că PPF-ul e o folie de protecție. Și pe telefon, uite, am pe telefon folia asta de protecție. Aici unde e camera, e decupată. Da. Din coace, nu trece de folie să fie invizibilă și astea. E decupat. Da. La fel și pe mașină. Eu am de protecție. Partea estetică, să zic așa, e secundară. Prima dată ea trebuie să protejeze de vopsea. Corect. De ce poate. După aia, da, ne interesează să o facem să arate cât mai bine. Ne interesează top coat-ul cât de bine arată, să fie glossy, să fie așa. Ne interesează să mergem spre invizibil. Să băgăm folia în spate la diferite elemente, să îmbrăcăm complet elementul, să nu se vadă. Da. Să nu se vadă canturi, să nu se vadă așa. Dar asta e o chestie secundară, care mă interesează mai puțin decât să stea folia pe mașină și să-și facă treabă.
Și mai mult de atâta, am început prelungirile și astea, adică să stăm să ne batem capul să modificăm un pic modelul dat de XPEL. Primul motiv nu a fost ca să fie invizibilă folia sau să avem acoperirea cât mai bună, ci să avem cât mai puține canturi expuse ca să nu avem probleme de garanție. Da, corect. Avantajul sau în plus e că devine invizibil. Da. Dar primul scop e ăla, să stea pe mașină, pentru că dăm o garanție de ceva ani și ne interesează ca clientul să fie mulțumit anii ăia și după aia când își schimbă mașina să vină tot la noi. Da, corect. De aia se lucrează câteva ore în plus, practic, pe partea de pregătire, adică să prelungim canturile respective. Da, să le... da, da, da. Asta, practic, ar fi ore de manopere pe care noi, în momentul de față, nici măcar nu le cerem la clienți. Da? Că noi avem același preț, poate, ca și altul care face asta așa. Da, într-adevăr. Acum se mai și balansează cu, uite, partea de pricat, mult mai rapid aplicarea. Da, corect. Practic noi salvăm din aplicare manoperele din aplicare. Da, da, mult mai rapidă. Nu stai să tot așa, nu stai să tot tai folia când e udă, nu se taie bine, lama alunecă pe folie și nu e ok. Ai tăieturile așa, da, da. Zigzag, mai, na. Corect. Și cumva se compensează, noi partea de aplicare o facem mai repede și undeva... Și mai salvăm probabil și din material în momentul în care le tot... Da, există o diferență de consum, da. de material. Nu e enormă, dar este. Este. Este, da. Pot să zic că este. Nu ajungem în 10%, da. Din păcate. Dar este o diferență și de material, într-adevăr. Deci, practic, noi compensăm din alte lucruri ca să putem să ajungem la aceeași prețuri pe cei cu da. Bulk. Da, da, da. Și... Acum, fiecare, eu am mai mare încredere în mine, în primul rând, într-o mașină pusă fricat, decât în mine pusă bol. Acum, mai e și chestia cum te obișnuiești. Da. Eu de la început am lucrat fricat și așa m-am obișnuit. Cei care lucrează bulk s-au obișnuit bulk și neapărat că nu sunt stare. Li greu să-și schimbe bazele. Să-și schimbe stilul de lucru, pentru că ai diferențe de tensiune, diferențe de astea, cum te duci și da. În ce ordine pui folia pe elementul respectiv. Îți diferențe și dacă ești obișnuit cu un anumit tip de gândire și o anumită ordine și după aia schimbi, de pe bulk pe pricat sau invers, ți-e un pic greu. Da, și îți... Ajustările trebuie făcute. Da, și nu înțelegi, adică tu te duci, bă, uite, aici eu știu de la pricat că trebuie să mă duc așa, am cârligul, am senzorul, am colțul. Da, corect. După aia când mă duc bulk, eu nu pot să mă duc așa, da, eu trebuie să o trag din prima. Corect. Dacă încerc să mă duc treptat, o să arate foarte urât elementul ăla, o să fie groaznic. No, și atunci garantez mult mai ușor că mai sunt chestii care trebuie să le fac bulk, că na, și librăriile mai au și ele lipsurile lor, nu avem chiar orice mașină cu orice element, cu orice astea în DAP. Da. Sau în alte softuri. Da, nu le găsești și trebuie să mai faci și elemente bulk, n-ai ce face. Dar mai mare încredere am când garantez pentru un element pus de mine pricat decât un element pus de mine bulk. Da. Perfect. Un ultim gând. Înainte de a încheia, un episod enorm de lung. O, sper să vă placă. Dacă aveți întrebări, lăsați comentarii mai jos. Mai facem. Ștefan e foarte scump la vedere. De obicei apar doar mânuțele lui pe tot ce înseamnă video. Da. Și... Dar și când apar vorbesc prea mult. poate reușesc să pui pe picioare iar canalul, că știu că ai foarte multe vizualizări pe... Da, am, alo, băbuit. Cum să spui folie pe faruri? Da. Bulk? Nu fricat. da, alo, băbuit, ăla a fost clipul care practic o ținut canalul în viață, că n-am mai făcut nimic cu canalul ăla de o grămadă de vreme. Da, nu știu, poate, dacă o să-mi permită timpul, că acum timpul da, știu. Ești foarte mult, că și acum ai fost 2 săptămâni, a trebuit să terminăm 3 mașini. Acum de aici pleci, stai un pic acasă, după care știu că trebuie să mergi la alte joburi. Da. Da. Da, și n-aș avea timp. Da. Nu știu niciodată. Poate nu vreau să mai deplasez și mă duc cu canalul în continuare. Da. Și vă găsiți pe altcineva să vă pună. Da. Nu știu, vedem. Da, mi-ar place oricum să mai fac clipuri. Poate o să le facem aici, vedem. Da, cum să nu. Facem niște tutoriale, dacă vor să învețe.
important să ne lăsați niște comentarii acolo, că altfel n-avem de unde să știm ce vreți să vedeți sau ce ați vrea să știți despre partea asta de PPF. Îi mulțumim foarte mult lui Ștefan pentru timpul acordat. Mersi și eu pentru găzduire. Și te așteptăm în continuare la un nou episod. Sigur. Salutări și ne vedem în curând. Salut, salut. Bye.